Steaua de la Betleem sau Steaua Crăciunului sau Steaua Magilor va putea fi vizibilă după 800 de ani în noaptea de 21 decembrie. Astăzi este solstițiu de iarnă, adică ziua este cea mai scurtă, iar noaptea este cea mai lungă. Și în această noapte, cele două mari planete, Jupiter și Saturn, vor părea văzute de pe Pământ ca o singură stea. O conjuncție similară a avut loc în 1623, marea conjuncție, când Galileo Galilei era încă în viață, dar a fost greu de observat, deoarece a apărut suficient de aproape de Soare, astfel încât s-a pierdut din strălucirea acesteia. Steaua Crăciunului a mai fost vizibilă în urmă cu 800 de ani, în anul 1234. Este aceeași conjuncție care a apărut și acum 2000 de ani, în timpul nașterii Domnului Iisus Hristos. Din acest motiv, această conjuncție este numită în astrologie Steaua de la Betleem. La data de 21 decembrie, începând cu ora 17, pe cer se poate observa un eveniment astrologic foarte rar. Este vorba despre conjuncția celor mai mari planete din sistemul solar, Jupiter și Saturn. Imaginea corpurilor cerești pe bolta cerească este o imagine aparentă, deoarece acestea sunt proiecții pe o boltă, o sferă imaginară și infinită. În realitate, corpurile cerești, aflându-se la distanțe diferite de Pământ. De exemplu, stelele care formează o constelație se află la distanțe diferite de sistemul nostru solar, chiar dacă pentru un observator de pe Pământ ele apar în același plan. Stelele se află la o distanță extraordinar de mare una de alta, dar ele par foarte apropiate. Așadar, acum 2000 de ani în urmă, în timpul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, a apărut o conjuncție similară,